Deci înțeleg nu doar că nu e urmărit și nici că, nu o să-l luați cu poliția, da? Cum se plângea aseară Pintilii. Încă o dată spun, nu comentez. Omul în cazul ăsta a reacționat și a scos la suprafață niște lucruri care îi fac rău. Efectiv îi fac rău. Eu n-aș vrea să fiu în locul lui, pentru că nu aș vrea. Dar cu nimica vine la școală, termină școala de antrenori, face licențele în continuare și va deveni mai bun. Bun, ce se va întâmpla în continuare, în primul și în primul rând, după declarațiile de aseară, care, repet, au conținut și atacuri și jigniri, el poate să pățească ceva, adică dumneavoastră să-l reclamați, aveți de gând să-i dați o replică legală și, și să-l reclamați pentru că v-a jignit, v-a atacat? Deci, nu știu, are declarațiile de aseară, vorbesc strict de declarațiile de aseară, pot avea repercursiuni și, să spunem așa, conform legii, nu doar la nivelul acestui discurs al dumneavoastră? Nu conform legii. Probabil că din cauza faptului că a oferit declarații în numele clubului, nu comentez, eu știu, calitatea limbajului sau încă o dată spun, nu mă simt jignit. Nu e jobul meu să mă simt jignit. Dar faptul că în numele clubului, fără să aibă dreptul a da declarații, poate constitui un subiect de sesizare către o comisie de disciplină. Un subiect împotriva lui sau împotriva clubului, pentru că a vorbit în numele clubului? De regulă, ambele părți sunt analizate la momentul ăsta, la un astfel de moment, pentru că clubul este cel care trimite și permite unui angajat, în cazul nostru, unui antrenor principal, cum e Leo Scrizu, care a și participat la meci, el trebuie să susțină, eu știu, conferințele de presă în numele clubului, conform regulamentelor. Ori în cazul ăsta, eu sincer să fiu, n-am urmărit ce s-a întâmplat aseară. Am primit un link de la un prieten care mi-a arătat lucrul ăsta, dar n-am urmărit. Am înțeles. Deci Pintilii n-avea voie să dea aceste declarații din punct de vedere legal al regulamentelor. Din punct de vedere al regulamentelor, doar antrenorul principal poate susține o conferință de presă înainte sau după joc. Am înțeles. Vreau să vă pun o întrebare. De asta se ocupă în primul rând clubul. Da. Da, am înțeles. Vreau să vă pun o întrebare, mă scuzați dacă pare de amator, dar nu recunosc, nu mă pricep atât de bine la regulamente. Această ieșire a lui Mihai Pintilii cu o eventuală sesizare a Comisiei de Disciplină a clubului și așa mai departe pentru aceste încălcări despre care discutăm, poate există în regulament și știu vreun articol care poate duce chiar la depunctarea unei echipe, nu neapărat FCSB-ul, ca idee în acest caz. Adică FCSB-ul poate fi chiar depunctat conform regulamentului pentru astfel de ieșiri? Să știți că eu nici nu sunt un foarte bun cunoscător, pentru că sunt multe regulamente pe care trebuie să le știi. Regulamentul de disciplină, regulamentul privind statutul antrenorului, regulamentul de organizare a activității fotbalistice. Eu, jobul meu este să analizez ce se întâmplă din punct de vedere al posibilelor încălcări de regulament de către antrenori. Nu știu exact la ce pot duce astfel de încălcări. Eu trebuie doar să sesizez, ăsta e jobul meu. Nu sunt un factor de decizie în spețele astea. Eu sesizez, aduc argumente, eu știu, legate de articole pe care le consider, din regulamente pe care le consider relevante, iar comisia de disciplină, care este constituită din oameni specializați, sunt avocați, adică sunt calificați pentru meseria pe care o au, iau decizii, am înțeles, le comunică și sunt în consonanță cu ce sesizăm noi sau nu. Am înțeles. Bun, după declarațiile domnului Pintilii de aseară, dumneavoastră vă veți sesiza la Comisia de Disciplină aceste declarații? Nu mă voi sesiza pentru conținut. Probabil că mă voi sesiza pentru faptul că a dat declarații în numele clubului.
fără să aibă dreptul ăsta. Ce se va întâmpla mai departe cu Pintilii? Va fi judecat de Comisia de Disciplină, nu? Sau, nu? Adică care e mersul apei mai departe? Deci lucrurile se întâmplă cam așa. În condițiile în care apar subiecte care, eu știu, care duc către o posibilă încălcare de regulament, eu trebuie să analizez în primul rând, să citesc, după care mă consult cu departamentul juridic, după care fac sesizarea, dacă considerăm că este cazul. Această sesizare ajunge pe birou, pe masa de lucru a Comisiei de Disciplină, iar dânsii analizează. Dar când va fi cazul, cazul domnului Pintilii, când va fi analizat? Știți cumva de Comisia de Disciplină? Nu mă refer de ce s-a întâmplat aseară. Mă refer de toată situația cu faptul că practic antrenează fără să aibă carnet. A, nu știți asta, nu? Asta nu știu. Știu că și astăzi este un termen la care se va discuta despre diverse cazuri. Poate și despre cazul lui. Dar nu aș putea să vă spun când se ia o decizie, dar